dăm un telefon, programul nostru de trezit oamenii în ajun continuă. Nu știu câtele ajun de Moș Nicolae prindem împreună în platoul de la Neața, la telefon cu telespectatorii noștri. Andreea este cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Andreea, am înțeles că Andrei, scuză-mă, iartă-mă pe mine. Nu s-a trezit Andrei? Nu, eu nu m-am trezit și deodată cu mine nici Scărița, nici Ciocănelu și nici Nicu Vala. Cine care elemente din interiorul urechii. Da. Care, despre asta vorbeați. Care este cel mai mic os din corpul. Ciocănelu sau Nicu Vala, unul din astea două. Andreea! Da. Sărbătorești ceva azi? Da, e ziua mea. Și ai primit ceva înghetuțe de dimineață sau primești de seară? Încă nu, probabil de seară. Probabil. Copilul din fotografie ți aparține sau faci poze cu nepoți? Da, nu, este fetița mea. Aha. Este fetița ta. Să trăiască, cât are acum? Are un an și 5 luni. Deci pozele sunt nițel mai vechi, nu? La un an și 5 luni, să ne spună expertul nostru în parenting aici. Nu știu exact ce poză, dar am și poze cu ea de la un an. Da, cred că era un pic mai micuță. Andreea, ai vreun plan de sărbători? Copil așa mic, e greu să faci planuri. Mergeți pe undeva, măcar pe la socrii, ieșiți, veniți, vă duceți, primiți oameni în vizită. Momentan nu ne-am făcut niciun plan. Nu avem timp să ne mai gândim. Încă 2-3 ani și o să puteți să aveți și planul. Da. Noi am sunat, de fapt, să-ți spunem la mulți ani! În ce oraș am nimerit? În ce oraș am nimerit? Galați. Cum e vremea la Galați? Momentan nu știu, pentru că nu sunt acasă. Sunt în vacanță. Ce întrebi eu, ce răspunde ea? Unde te-ai dus în vacanță, Andreea? În Barcelona. Pai, te-ai stai. N-au planuri de... Păi, normal. Ați luat pe toată lumea? Nu, sunt doar eu cu soțul. Soț, bravo. A luat și el o cazare mișto? Ce surpriză i-a făcut. Da, a luat. Da, se putea așa mai. Deci, bun, păi este cadou. A zis că n-am primit cadou. Poate este cadou, stai puțin. Poate urmește. Ai creier de muiere, Răzvan. Asta este cadou. A fost Dani, a fost Milano plus cadou. Da, poate să mai iau un cadou, nu-i problemă. El poate, da. Dar tu mai poți să mai primești? La mall-ul ăla, vis-a-vis de statuia lui Cristobal Colon. Îți dau un șut în tibie din partea tuturor bărbaților. Pe Rambla, acolo. Colon. Așa îi zicea în latin. Zicea Columb. Astăzi este ziua în care a descoperit... De aici și apa de Colon. Da. Astăzi este? Da. Serios? Da. Bun. Andreea, noi practic atât am putut să facem, de restul se ocupe soțul tău, că el s-a legat. El a făcut vacanța la... Da. Da. A luat cu... Mai avem 200 în Galați și terminăm cu... Te pupăm, te îmbrățișăm, piesa asta este pentru tine și numai pentru tine, Andreea, la mulți ani.